Vreau să te întreb ceva. Ce este femeia? Totul. Hai o oară, mă zi-mi. Deci, după părerea mea, noi bărbații care ne umflăm în pene, eu chiar și la propriu. Așa. Deci, în general, bărbații au forma asta de împăunare. Dom'le, noi suntem bărbați, suntem niște proști. Deci, după părerea mea, pe noi ne ține, ne crește, ne educă, ne și naște, ca să o luăm de la început, femeia, da? Și când te lasă? Tot vina ta e. Pentru că? Păi nu ai prevăzut. Nu, te creștea cine nu trebuie? Băi, femeia, în general, are alt fel de simțuri, este mult mai instinctuală. E adevărat. Noi suntem mai din topor, așa, știi? Femeia este mult mai, introvertită, pe de-o parte, dar și foarte atentă la detalii. Noi e mediu, bădum. Ele nu, e halam. Halam. Da, deci sunt lucruri pe care ele le au în plus. Eu sunt dependent de când eram mic. Pe mine m-a crescut bunica mea, mama, eram foarte apropiat de sora mea. În general, în viața mea au fost mult mai multe femei de care m-am atașat decât de bărbați. Nu vorbesc de una, vorbesc de, în general, de consoartele. Te-au crescut sau le-ai crescut tu? Nu, mă, eu le-am luat de mici și ele m-au făcut de mici. Știi, cam așa vine. Nu toate, dar zic așa cum e. Cum s-a întâmplat. Bun. Dar norocul meu, care e norocul? Marele meu noroc este că pe lângă 6 băieți am și o fată. Păi da. Pentru că, indiferent cu cine am făcut eu acești copii, ei sunt ai mei. Nu numai că seamănă cu mine, dar îi simt. Da. Instinct, nu știu, caracter, sensibilitate. Așa s-a nimerit. Auzi? Da, așa, ca un tată de familie, ca să nu zic naș, bulibașă sau ceva. Ai stat vreodată cu toți la masă? Păi nu ai poză, mă. Și toți erau acolo? Păi sigur că da. În afară de cel care... În Italia. Am făcut o greșeală că l-am nominalizat, dar mă rog, m-a sunat ăsta să mă certe. Păi dacă e al tău, trebuia la un moment dat să trec. Sigur că e al meu, dar e și al ei. Deci, în principiu, trebuia să o fi întrebat. Dar câți ani are băiatul? Păi, fă socotea la 81. Păi, dar acum e major. Auzi, ar trebui să spună și el ce părere are la vârsta asta. Nu vreau să intru la mărunte. 37 deci, de ani, nu, adică... Nu vreau să deranjez, în general, știi? Dacă el vrea să mă vadă, știe de unde să mă ia. Și vedeți, bărnesc, adică... A, da, ne-am mai văzut. Eu cum nu umplu pe sărăciile astea de Insta păi, dar puteai să dai telefon pe, și să te vezi cu el. Dom'le, nu, dacă măsa nu-l lasă și măsa dorește să nu mi-l apropie, știi? Dacă mi-l apropie, crede că îl pierde, știi? E foarte posesivă. La 37 de ani nu-l mai și pierzi, nu vrea să mi-l apropie. De capul pentru... lui. Ce? La 37 de ani e de capul lui. Da, mă, e de capul lui. El umblă prin lume, are meserie. Cred că se și însoară, mă rog. Însă n-am vrut să trec peste rugămințile măsii. Când un copil de-al tău nu face ce zici tu, ce faci? Să știi că, în general, și aici nu spun eu, poate să-ți confirme cei care îmi duc, și Adriana poate să-ți spună. Da. Ei, în general, mă întreabă sau mă roagă sau cer sfatul meu sau îmi cer părerea. Nu s-a întâmplat să aflu că s-a întâmplat o chestie urâtă sau greșită așa, fără să fi fost cât de cât informat. Deci am copii extraordinari și toți seamănă cu mine. Cred că de-aia am oralea de oftică. Înțelegi că le se uită la copii și văd ce dracu bă ăsta, toți seamănă e cu gena puternică. Păi și de unde vine? Afară de Ioana, care seamănă cu Adriana. Fizic. Și la figură, dar caracterul tot al meu e. Adică mai... Felul. Mai țepoasă. Eu țepos? Nu ești țepos, dar am văzut-o, e fermă, a stat aici lângă tine și dacă n-a avut ea chef, n-a fost. Dar nu e arțăgoasă, este foarte serioasă. În ciuda vârstei și a, mă rog, domeniului pe care l-a abordat, în ciuda studiilor muzicale pe care le-a făcut, ea, pe lângă artist, este și extrem de atentă la detaliu și, cum spuneam, femeile sunt speciale, nu sunt ca noi din topor. Mm-hmm. Apropo de femeie, regrezi ceva? No. Bă, nu știu ce să zic. Da, poate regret. Știi ce? Nu regret femeia în sine sau legătura.
Regret că n-am fost atent. Deci eu sunt vinovat în totul. Deci nu dau vina pe unul sau pe altul. Îmi asum că nu am știut să fiu mai precaut. Și nu o spun cum să spun așa, filozofic. Este constatare. Deci m-am bunghit cum e. Te-ai bunghit, o? Da.